Sunteți singura revistă din media care a respectat termenul de predare. Așa vom face mereu, domnule. Ca editor asistent, trebuie să spun că sunt oficial îngrijorat. Asistent al editorului. Iar dacă ești așa îngrijorat, spune-i tu lui DJ. Din păcate, trebuie să știți că veștile rele nu sunt de competența mea. Pot însă să o numesc pe Rebecca. Nici gând! Eu mă emoționez și când sun la informații. Nu pot face asta. Tu îi spui, Wilder. Nici gând! E articolul tău, amice. Tu îi vei spune adevărul. Asta ce-a mai fost? DJ, avem o problemă. Numărul acesta trebuie să fie de senzație. Trebuie să bateți toate recordurile de vânzări. Și de aceea vom avea cel mai tare interviu cu trupa indie Luptătorii de Plastic. Excelent! Luptătorii de plastic s-au despărțit. DJ? Va trebui să mai așteptați puțin. E un moment bun să te rog să mă duci cu mașina? Eu stau în clasă, mă uit pe fereastră. Cu prietenii vreau să mă întâlnesc. Să aflu ce-i nou, vârf pe Gweco. Să știu tot ce e nou, tot ce-i interesant. Din revista noastră să plac. Ultima vârfă, vreau să știu ce se poartă. Ce-i la mod, ce-i marfă, iar se poate șarpă. Amanda, spectacolul de modă Tokushima s-a terminat acum 11 minute. Unde ești? Bine, dar dacă e taxiul, am nevoie de numele șoferului și o chitanță. Și o voi verifica personal. Michael, voiam să știu... Nu te aud! În biroul meu! Cioc, cioc! Oh, bună! Pot să primesc încă un sfert de oră pentru articolul Cei mai buni prieteni? Nu. Ha? Scrie, Becky, Becky. Oh, te rog, nu-mi spune așa. Am găsit câteva și mai scurte când sunt în criză de timp. Reps, Rebi, Becca. Da, timp câștigat. Așadar, trebuie să-ți verific eu articolul înainte să îl dai lui DJ. Știi că e ultima ta zi ca asistent al lui DJ, nu-i așa? Ce te mai bucuri? Tronc! Tronc! Fă-mă să înțeleg. Te-ai întâlnit cu trupa, da? Ai simțit cumva că se vor despărți la 5 minute după interviu, sau? Nu a fost un interviu grozav. Simon mi-a spus lucruri pe care nu le-a mai spus nimănui. Single-ul lor, persoana mea preferată în rochie, nu e despre prietena lui Carina, ci despre mama sa. Ți s-a mai părut ceva suspicios? Nu. Doar că e sătul de turnee și că nu vrea să mai cânte cu nespălație. Deci așa e în pielea lui Wilder. Știu! Despărțirea! Scriem despre despărțirea lor! Bine, ne trebuie grafică tare. Inimi sfărâmate, fețe triste și un cupidon trist? O rezolv eu, DJ. Vreau să văd graficele pe biroul meu imediat, iar tu jumătate de ceașcă de cafea decofeinizată. Michael, mă înfurie așa de tare uneori. Știi cum mi-a notat articolul de astăzi? PFP, adică prieten falși plictisitor pentru că am adormit citindu-l. Rescrie-l. Și mie mi-a corectat articolul. M-a ajutat mult. M-a ajutat să-mi dau seama ce furios sunt pe el. Ei, eu nu pot scrie furioasă. Rebecca, Wildman știe cum se scapă de furii. Uite ce să faci. Oh, serios? Un top 10 al lucrurilor care te enervează la Michael. Dar am o listă de 100 de lucruri. Atunci imprim-o, citește-o, râde, iubește și rupe-o în bucăți. Și ia trenul spre orașul bucuriei. Topul celor 10 lucruri care mă enervează la prietenul meu. Numărul 10. Spune că am picioare urâte. Nu-i așa că are dreptate, Henry? Da, așa e. Numărul 9.
Dă nume obiectelor de birou. Ce băiat bun ești, ce băiat bun. Te rog, spune-mi că e gata articolul despre jocuri. E gata. Nu e. Dar asta pentru că n-ar fi complet fără mititelul ăsta. Buretele atacă? Un monstru burete spulberă un oraș întreg. Ai distrus vreodată un zgârie nori cu un simplu burete? Nu, dar avem vieți foarte diferite. Ai 30 de minute să-l storci bine. Saturare infatuare. Wilder. Arigato decimaso. Iar cel mai enervant lucru la Michael Davis este... biroul Rebecca Harper. Bună, baba, sunt eu, Michael. Da, nu-i momentul potrivit. Rebecca se chinuie la a patra ciornă. Se pare că nu sunteți singura cu lacune la engleză. Baba! Și numărul 1 e un știetot, pompos și arogant. Unde ți-e articolul, Rebecca? Da, Rebs, unde ți-e articolul? Vine! Ia trenul spre orașul Bucuriei. Și acum imprimăm. Bine, ne lipsesc vreo 4 pagini, iar articolul noua despre despărțire va fi cam... Bine, încetează cu asta, da? Dar ce rost are o insignă dacă nu poți lovi în ea? Revista noastră se duce de râpă, iar tu faci insigne? Nici vorbă. Le-am comandat cu mult înainte. Fotografii senzaționale cu supermodelele. Sunt invidioasă pe mine că am fost acolo. Să ți le scanez, DJ. Sau le putem vedea împreună. Sunt 4 pagini despre îmbrăcămintea de petrecere. Zâmbește dacă îți place. Regret, Amanda, dar pozele sunt inutile. Ce e cu ele? Prea mult abdomen dezgolit, ochi pe jumătate deschiși, abdomen dezgolit. Mult prea mult abdomen dezgolit. Ai cam dat-o în bară, Amanda. Acum avem 4 pagini goale. Cheamă-o pe Carina aici cu hainele, refacem pozele. Carina, sunt Amanda Pierce. Pupic, pupic. Nu lungi, treci la subiect. Trebuie să refacem pozele. Amanda, tu ai frânt multe inimi. Care din astea ți inspiră despărțire pe veci? Cea din stânga, cea din dreapta e mai degrabă să ne împăcăm, să vedem dacă mai e ceva, ne mai certăm o dată și apoi ne despărțim de tot. Haide, Carina, unde ești? M-aș mira să apară. N-ar trebui să-și consoleze prietenul? El e cântărețul trupei care s-a despărțit. Șt! Dacă nu știe, te rog să nu-i spui. Bine. Unde merg? Să fiu fantastică! Nu știu, dar sincer, de acolo vii. Tucușima mi-a trimis colecția. Bine că ai venit. Așa se întâmplă mereu, dracă. Ți-am adus și niște muzică pe care să pozezi. Nu pot poza pe muzica asta. Dar tu? Eu vreau asta. Luptătorii de plastic. Cea mai tare muzică rock în lume. Prietenul meu Simon, el e cântăreț, nu? E urât, da. Și ce? Și ce? Trupa asta e motivul pentru care mă trezesc dimineața. Ți-ar trebui un ceas cu alarmă pentru că Simon... Nu, taci. Pune-l! Rebecca, îmi trebuie articolul tău despre prieteni buni chiar acum. Tocmai l-am imprimat. Ți-l aduc eu, DJ. Trebuie să-l editorizez. Editorizez nu-i un cuvânt. Ba este, l-am inventat. Și cine mai inventează cuvinte? Shakespeare. Ai auzit de el? Doar citește-l. Ei, sper să fie splendirabil. Tot invenția mea. Atenție, Will, sosesc. Wilder, am făcut lista despre Michael, dar tot furioasă sunt. Rupe-o în bucăți, amice. Da, am imprimat-o deja. Oh, nu! Michael! Am adus articolul Rebecca-i. Am să-l citesc repede. 10 lucruri care mă enervează la prietenul meu? Este limpede că trebuie rescris. O, Doamne!
dispărut articolul. Nu intrați în panică! Nu intrați în panică! A căzut sistemul. Poftim? Nici o grijă, sunt sigur că mi s-a înregistrat punctajul. Wilder! Te rog să-mi spui că nu ne-ai stricat complet rețeaua. Nu v-am stricat complet rețeaua. Ce s-a întâmplat? Atacul buretelui a stricat complet rețeaua. A supra-solicitat directorul de butare și a blocat accesul la server. Nu pot să cred că am să spun asta. Ne poți traduce și nouă? Cutia magică nu mai merge. Prea greu, schimbă limba. Bine, jocul e un virus. La fiecare punct câștigat distruge fișierele până când pif, puf, sistemul a picat. Păi ridică-l înapoi. La treabă, jurnaliști. Da, jurnaliști, la treabă. Măcar am imprimat coperta, ia să vedem. Michael, nu e ceea ce pare. Știi ceva, Rebs? Nu-mi pasă de lista ta afurisită. Sunt prea ocupat ca editor asistent, uite. Asistent al editorului. Vrei să mă vezi plângând? O să plâng. Ei, asta era numărul 4. Plânge că-i pică pălăria. Era pălăria mea preferată. Cea mai tare despărțire. Egouri masive, prietenii destrămate și pantaloni prea strânși. Tragic, realmente tragic. Să-i văd pe luptătorii de plastic ce mai au de spus. Da. Îi reprezentăm pe luptătorii de plastic. Ce rapid! Bârfa tinerilor nu poate publica nimic până se ajunge la o înțelegere. De aceea interzicem oricui orice menționare a celor deja menționate. A putea ajunge la o înțelegere înainte de ora 8? Nu. Repar primul meu computer. Știi, întotdeauna mi-am imaginat că voi lucra pentru o agenție secretă. Și că voi avea și barbișon. Eu și Michael suntem prieteni de mult timp. Precis a uitat totul până acum. În biroul meu, acum. N-am vrut să citești lista. Te cred, prea multe semne de punctuație. Iar ordinea e complet neinspirată. Numărul 5 doare, dar numărul 7 direct în inimă. Încercam să mă calmez. Și poate am exagerat puțin. Așa sunt scrierile slabe. Că veni vorba despre articolul tău, refuzat. Îmi tai articolul? Nu, îl refuz. Nu este atentă. Asta se întâmplă când te pui cu insigna. Hei! Putem continua așa toată ziua. Am sute ascunse prin birou. Acum te rog să ieși din biroul meu până nu chem paza. Ești un urs? Ești un om al cavernelor? Acum vine cineva. Plivirea, aceasta e plivirea goală. Bună, Michael Davis, editor asistent. În numele bârfei tinerilor vreau să-ți spun că îmi pare rău că trupa prietenului tău s-a despărțit. Ce? L-au dat afară pe Simon al meu? Nu știai? Te-am luat pe nepregătite? Știu și eu cum te simți în acest moment. Poftim, ia o insignă. Ușurează durerea. E scandalos! Înainte ieseam cu un rockstar, acum ies cu un bărbat urât și somer. Cred că e o petrecere pe undeva. De ce nu mergi să o strici? Numărul 6B are o gură mare. Nu mă poți contrazice. Grăbește-te! Încerc! Supermodelul Carina e aici acum, pozează! Nu pot să cred că s-a sfârșit! Urma să avem un reality show! Fă o poză, micuță! E ultima oară când pun piciorul în clădirea asta! Domnule, vorbim din biroul meu!
fost moară stricată. Cum să nu știe că prietenul ei a fost dat afară din trupă? A fost pe scenă toată ziua și eu o fotografiam. Și nu este deloc histiață. Și mi-ai distrus articolul de primă pagină. Treabă clasică de asistent al editorului. Rebecca, nu te-ai gândit că încercam să te ajut? Mi-a fost cam greu să înțeleg la câte ordine mi-ai dat. Bine, poate că am fost cam autoritar, dar pot spune sincer că toate notele făcute, fiecare X marcat cu roșu, au fost toate aiurea? Îmi pare rău, Michael. Cred că am fost puțin defensivă și rea. Și desigur, geloasă. DJ vorbește mult la telefon. Probabil caută alți jurnaliști. Sau renunță la revistă. Sau comandă pizza? Numai eu văd jumătatea plină a paharului. Ăsta e termenul limită. Rata publicității e dublă pentru ediția asta. Cititorii noștri abia așteaptă să ne citească. Vă rog, lăsați-mă să... N-avem copertă? Modă? Chestiuni școlărești? Hard drive-ul e sub atac? Nu aș vrea să dau vina pe tine, însă e vina ta. DJ are nevoie de noi. Atâta timp cât port insigna, nu renunț. E timpul să distrugem bureții, să dominăm avocații și să ne acoperim buricele. Haideți! Iată-mă! Fac asta doar pentru DJ și nu pentru postul meu. Puteți conta pe mine. Și pe mine, dar numai pentru că am vrut să pun mâna pe voi toți. 1, 2, 3, baftă! Da, ca de obicei, 5 cu peperoni și una vegetariană. Nu, fără fețe zâmbitoare astă seară, mersi. Bine. Of. Cum să le spun că sunt primii care n-au respectat termenul limită? Oh, hei! Avem vești proaste. Păstrează-le pentru altă zi, DJ. Tocmai am vorbit cu cântărețul de la luptătorii de plastic, Simon. Nu te juca cu mine. Ți se pare că m-aș juca? Pozele astea sunt puțin vechi, cam cu 5 ani. Simon și toboșarul adolescenți? Mhm. Dar cum ai făcut rost de asta? Am sunat-o pe singura persoană mai presus de orice avocat. Producător, director, supermodel și membru al trupei. Persoana lui preferată în rochie. Mama sa. Da, mama lui Simon era așa de supărată încât l-a pus să mă sune și mi-a dat cutia asta cu fotografii. E fantastic! Avem ce pune pe copertă, bravo! Și nu avem doar atât. Pășește prin această ușă, domnișoară, și pregătește-te să fii uimită. Iată articolul, DJ. L-ai fi primit mai devreme, dar nu mi-am ascultat editorul asistent. Asistent al editorului. Stai! Cum să fii cel mai groaznic prieten? Sună grozav! Uneori prietenii ar trebui să știe când prietenii exagerează. Dar prietenii care le spun să fie atenți să nu exagereze și ei. Prietenii ar trebui să înceteze să vorbească la persoana a treia. Așa, arată-ne, fato, arată-ne! Wow. Sunt plină de viață! Pa, pa, mărfitorilor! Vă iubesc! Cum ai făcut-o pe Carina să se întoarcă? Am făcut apel la profesionalismul și integritatea ei. Și i-am arătat asta. I-am spus că asta va fi coperta noastră. Niciun Photoshop din lume nu poate face să arate așa. Știți, dacă Wilder ar repune computerele pe picioare, ne-am avea revista înapoi. Cred că am reușit. Mai sunt doar astea două fire. Dacă funcționează, rebutăm sistemul. Dacă nu, atunci explodăm cu toții. Nu poate fi adevărat, nu-i așa? Nu, dar am vrut să spun asta. Uite, suntem online! Da! Niciodată n-am fost mai mândră de voi. Felicitări, Wilder. Mersi. Dacă nu vă supărați, mă duc să mă joc cu burețelul. Nu! Trebuie să plec. Au! Cred că trebuie să chemăm Paza.
Ați transformat o situație catastrofală într-una senzațională. Felicitări acestei editorizări. Da! Vedeți? V-am spus că există cuvântul. Felicitări jurnaliștilor. Ia gândiți-vă, vom face același lucru săptămâna viitoare, dar va fi altcineva asistent editor. Hei! Tu de unde ai aia? Un zănatec le-a aruncat prin birou. Amicilor, sunt înnăscut. Atenție! Ce stați cu mâinile în sân lipitor de pizza? Treceți la treabă, chiar acum! Avem de scos o revistă! Au! Au! Hei! Hei! Ce faceți? Ce faceți? Supuneți-vă insignei! Au!